În prag de război, Rusia continuă să transmite semnale mixte, deși sunt pregătiți să invadeze Ucraina cu sute de mii de soldați. Rușii susțin în continuare că nu au de gând să pornească un război. Totuși, mai mulți oficiali de la Pentagon au dezvăluit că Rusia a trimis rezerve de sânge și alte materiale medicale la granița cu Ucraina, iar Putin a desfășurat trupele și echipamentele militare necesare pentru a invada întreaga Ucraina. Iar în cazul unui eventual război, președintele Belarusului a transmis de asemenea că este gata să sprijine Rusia cu toate forțele în cazul unui conflict militar. Rusia pare să fi făcut un prim pas înapoi în disputa sa cu NATO, cel puțin la nivel declarativ. Kremlinul a indicat că nu-și dorește un război. Nu va fi un război în măsura în care depinde de Federația Rusă. Nu vrem un război. În ceea ce privește amenințările cu introducerea de sancțiuni, acest pachet însoțit de deconectarea totală de la sistemele financiare economice controlate de Occident ar echivala cu ruperea relațiilor, a precizat ministrul de externe rus Sergei Lavrov. Diplomatul rus a mai acuzat puterile occidentale și că promovează cu isterie ideea unei invazii rusești în Ucraina și a caracterizat susținerea NATO acordată Ucrainei drept rușinoasă și puternic ideologică. Cu toate acestea, se pare că rușii una zic alta fac. Trei oficiali americani au declarat pentru Reuters, sub condiția anonimatului, că Rusia a trimis rezerve de sânge și alte materiale medicale la granița cu Ucraina. Dezvăluirea reprezintă un nou indiciu asupra intențiilor serioase pe care le-ar avea Moscova, având în vedere desfășurările masive de trupe militare la granița Ucrainei, mai spun aceștia. Actualii și foști oficiali americani susțin că astfel de indicatori, precum rezervele de sânge, sunt esențial pentru a determina dacă Moscova este pregătită să lanseze un atac de amploare în cazul în care Vladimir Putin ar decide acest lucru. Tot Pentagonul a transmis că Vladimir Putin a desfășurat trupele și echipamentele militare necesare pentru a invada întreaga Ucraina. Mai exact, peste 100.000 de militari, spun oficialii americani, confirmând public pentru prima dată ceea ce analiștii de informații au avertizat timp de săptămâni. Aceste trupe, au spus oficialii Pentagonului, au capacitatea de a se mișca în toată Ucraina cu mult dincolo de o incursiune doar în regiunile de graniță. Secretarul apărării Lloyd J. Austin al III-lea a descris o gamă largă de formațiuni de arme combinate rusești, artilerie și rachete asamblate la granița cu Ucraina, despre care a spus că depășește cu mult ceea ce le-am vedea de obicei făcând pentru exerciții. Iar în cazul unui război, Putin va putea conta pe aliatul său din Belarus, Alexander Lukashenko. Acesta a transmis că, deși nimeni nu dorește război, dacă ar fi să înceapă, sute de mii de soldați bieloruși ar lua parte alături de sute de mii de soldați ruși. Da, ona budet. No tolko v dvuh sluchayakh. Если против Беларуси будет совершена прямая агрессия. И второй момент, когда быть в войне, и Беларусь будет в ней участвовать, если на нашего союзника, Российскую Федерацию, осуществят непосредственное нападение, такая же агрессия будет совершена против территории российской. Nu este însă prima dată când Moscova dă de înțeles că nu-și dorește război. De altfel, în ciuda pozițiilor Rusiei și Belarusului la granița cu Ucraina, sunt în continuare mobilizați peste 100.000 de soldați ruși. Alți câțiva mii sunt desfășurați în Belarus, iar Moscova nu dă semne că ar fi dispusă să-și reducă efectivele. Gradul ridicat de militarizare de la graniță menține un nivel ridicat de presiune asupra Ucrainei, ai căror locuitori se pregătesc pentru orice scenariu. Don't know what the situation will be. The exchange rate for the dollar is rising, prices are getting higher. The elderly have started to panic. Me and my friends are thinking of going to Europe for a period of time. Some people have started gathering food, some are cleaning their weapons and preparing for an attack. There's a lot of information about this on the media. Mesajele transmise simultan de Rusia și Belarus vin la doar o zi după ce Statele Unite au respins în scris cererile de garanții de securitate ale Moscovei. Printre revendicări se numărau retragerile trupelor NATO pe pozițiile din 1997 și stoparea expansiunii NATO în alte state fost comuniste. Ambele revendicări, precum și altele, au fost considerate inacceptabile de către Alianța Nord-Atlantică.